Bună ziua, dragi colegi! Să dau 4 ordine de zi. Avem 5 proiecte de hotărâre. Primul proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Măgura, Măgura Generală Acționarul SECE, Compania Generală de Apă Bacău, la care Comuna Măgura este acționar și în AGA Asociației Dezvoltare Intracomunitară Bacău, inițiator primar Costel Șurdache. Proiect de hotărâre privind avizare, întocmire plus construirea locuință plus împrejmuire teren și branșare, acordare la utilități pentru terenul extravilan situat în sat Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar Roșu Elen. Inițiator, domnul primar. Numărul 3, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind deliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate al orarului de funcționare pentru agenții economici de pe raza Comunei Măgura, județul Bacău, inițiator, domnul primar. La numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire comunală al Comunei Măgura, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Și ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesionare numărul 14 din 17.05.2006. Inițiator, domnul primar. Am închis de spune la vot un pic. Deci am primit rapoartele de avizare de la toate trei comisiile favorabile. Avem quorumul necesar prevăzut de lege pentru adoptarea tuturor hotărârilor. Mulțumesc. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Deci avem trei voturi online, am uitat. Trei voturi online, domnul consilier Brânză, domnul consilier Ciorcilă și domnul consilier Puiu. De fapt, domnul Brânză l-a trimis și celelalte sunt primite pe mail și WhatsApp. Mulțumesc. Deci pentru și urmează procesul verbal de la ședința trecută. Dacă sunt discuții, completări, dacă nu, să-l supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotriva, da. Ordinea de zi. Să începem cu primul proiect de hotărâre. Să menționăm drumul tabac din sală. Da, am notat. Da, da. Din sală și în tot mai puțin. Uite, așa. Dacă avem discuții la primul proiect de hotărâre pentru reprezentarea în ADIB. ADIB. Nu sunt discuții. Studia proiectul, domnul președinte. Da, ședință. Exact. Clar, intrare, situație. Cine este pentru? Abține, împotriva. Voturile mai sunt pentru. Avem, înseamnă una. Deci 11 plus 3. Mergem la proiectul numărul 2, întocmirea puzului, dacă aici avem discuții. I-am menționat pe domnul secretar referatul de aprobare făcut de colegul nostru din compartiment. Da, un mic de eroare. A fost regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic general al Comunei Frumușani. Da. De fapt, e Comuna Măgura. Da. Cred că... Am înțeles. Măgura frumoasă. Da. Acum, da, și eu la serviciu are o mai sper din munca asta. Ești bucuros când ai un document în format editabil. Dacă ți-l dăm pe PDF, eu rup. Da, da, da. E bună cerea, domnul președinte. Da, da, asta era de mic dispus. Să supunem la vot. Cine este pentru? Alo. Abțineri, vorbim împotriva. Sunt... Unde e situația terenul ăsta? Care teren? Nu, cred că e în greșe, mă. Acolo, dacă îl cunoașteți în aceeași linie, în aceeași aliniament cu Luca. Este ultima casă pe mâna stângă. Este un puz făcut în adâncimii. Unde mai fost puzul? Sunt puzuri stânga-dreapta, deci este încadrată de puzul. Da, încadrat de puzul. La momentul respectiv, de cine o fi aderat și dumnealui la puzul, la puzul respectiv, nu-l cunoaște. Și acum ai nevoie să-și facă. Sunt utilitățile. Nu sunt utilități, da. Are utilități. Drumul ăsta secundar nu cred că e asfaltat. Da. Drumul secundar e cotă indivizie a dumnealor. E a lor. Da. E pe cheltuiala lor, e pe treaba lor. Hai să mergem la numărul 3, proiectul de hotărâre pentru regulamentul privind deliberarea autorizației de funcționare, dacă avem discuții. Aici nu avem discuții, să supunem la vot cine este pentru. Am și mici întrebări. Deci la articolul 6, aliniatul 2, aliniatul 3, scuzați,
scrie persoanele fizice și juridice au obligația de a achita taxa de firmă în quantum de. Asta cum se stabilește? Stabilește sau? Prin o hotărâre de administrație. Și este deja? Da, da. Este prin o hotărâre de administrație. Ok. Și la punctul, articolul 30, punctul 3, scrie că taxa pentru anul 2017, aici o fi o eroare. O eroare, da. Da, ok, să corect. Da, corectez. Am folosit formularul în 2017. Când l-am... Foarte bine că ați sesizat. Foarte bine. Să strecura greșeala și... Da. Ok, mulțumesc. Acum trebuie să înțelegi că a greșit eu omenești. L-am folosit pe-a meu și din 2007. Deci orice sesizați dumneavoastră în parcurgerea materialilor, că... Da, sesizați că să putem erori materiale rezolva de vreme, sigur. Articolul 30, da? Da. Mai sunt alte discuții, dacă mai înscrie cineva, dacă nu, o să punem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Ajungem și la numărul 4. Programul de gospodărie comunală a Comunei Măgura, dacă vrea să înscrie cineva la vânt. Avem amendament. Avem amendamentul de Ieceanu. L-am pus pe la 15.30 și eu pe grupul de WhatsApp. La nu, dar noi îl știm, doamna secretară. Da, ok. Să știți, ar trebui, v-aș ruga, dacă aveți amendamente, să le trimiteți în vremii. Să mai putem studia și noi, poate mai formulăm și noi o părere, că nu e. Da. Până la urmă suntem în bucătăria noastră și putem decide împreună ce e bine și rău pentru Comuna Măgura, doar noi nu facem lucruri, decât... Sigur. Am văzut că sunt niște amendamente acolo. Da. Le discutăm cum facem cu ele. Da. Dacă domnii consilieri le știu, eu aș vrea să fac o mică precizare. Una, că avem voturi online și atunci trebuie să știe și ei să se pronunțe asupra votului online. Și doi, aș avea eu niște modificări la acest amendament care țin de baza legală și cine are competență. La 2, la punctul 2 al amendamentului, spune așa, se completează articolul 1 litera K, acțiunile de salubrizare și igienizare ale comunei se vor face trimestrial pe zone și străzi în baza unui grafic întocmit de aparatul de specialitate al primăriei. Aparatul nu are această competență și aș vrea să înlocuim cu primarul comunei. Da. Da, cu primarul comunei are această competență. Apoi, la punctul 4 al amendamentului, primăria va colecta deșeuri rezultate din dezmembrări de demolări la solicitarea cetățenilor contracost și le va transporta la firmele și depozitele autorizate. Eu v-aș solicita, așa cum am discutat și anterior în începerii ședinței, să renunțăm la punctul ăsta, pentru că nu ne putem asuma să colectăm noi deșeuri rezultate din construcții. Din construcții, dumneavoastră au obligația proprietarii construcțiilor să încheie un contract sau să închiriezi un container de la firmele de salubritate, cum este Piraza Comunii noastre, de la SC Soma, sau și de la alte firme la care sunt agreate pentru a colecta astfel de deșeuri. Nu ne putem asuma noi așa ceva, pentru că ne-am, nu știu, ar trebui să creăm un serviciu special pentru care se ocupă așa ceva, având în vedere abundența solicitărilor. Fiecare va dori să scape de deșeurile din gospodărie în urma rezultatelor construcțiilor pe seama primăriei. Și atunci cred că un pic ar trebui să renunțăm la capitol. Să lăsăm în baza legii mediului a legilor în vigoare. Dar avem o precizare aici. Noi la eliberarea, mai ales exact, la eliberarea autorizațiilor de demolare, avem solicitat prin certificatul de urbanism contractul SOMA pentru... Perfect. Este un act obligatoriu pentru eliberarea autorizației, ca să nu ne asumăm... ei merg în cheie cu SOMA separat, SOMA... Iar la eliberarea autorizației nu avem și o taxă de utilizare. Avem și o taxă de greșeurile rezultate. Dar ne referim la... Samaraje în plus, sunt astea, nu ne referim la cărămizi și la calea, sunt alte... Domnule, din demolare. Deci, chestia asta și la eliberarea autorizației de construcții, putem condiționa să facă dovada că are un container pentru depozitarea deșeurilor, rezultate.
Așa e toată lumea, să știți. Pe toată perioada construcției, dacă închiriați de la SECE, nu dăm nume, un container se plătește pe zi, cred. Adică necesită costuri destul de mari. Adică părerea mea că obligația fiecare dintre gospodarii comune care își construiesc ceva în gospodăria proprie sau chiar ridică o casă, ar fi să elimini deșeurile astea în mod legal. Adică la momentul respectiv, când vrea să-și golească curtea sau să-și facă curățenie în preajma construcției, cheamă firma, încarcă containerul și îl duce de acolo. Pentru că dacă îl închiriază pe perioada autorizării, cred că costă. Dar ideal este să conștientizăm că vor putea fi eliminate aceste deșeuri fără să ne împovăreze pe noi la bugetul local. O cheltuială de asta cred că ar fi destul de împovărătoare. Să creăm noi un serviciu în cadrul primăriei care să elimine efectiv deșeurile. Da, discutăm pe toate. Așa, și mai am eu, m-am amendat personal. Proiectul ăsta de gospodării, nu? La gospodării suntem? Nu. La gospodării. Celelalte sunt... La gospodării, la proiectul sunt dumneavoastră. La proiectul inițial. Nu am fi termin amendamentul, corect? Terminăm discuția pe amendament, trebuie și eu să-l votăm. Ultimul punct la 6. La 6, eu consider că ar trebui scos ultimul aliniat. Contravenientul poate achita, pentru că am scris la final. Pentru toate amenziile, conform ordonanței 2, regimul juridic al contravențiilor, s-a modificat și îți dă posibilitatea să achiți în 15 zile jumătate din minimul amenzii. Deci este pentru absolut toate contravențiile din acest regulament. Așa, deci ar fi punctul 6, la care... Nu, practic... aliniat, ultimul aliniat, doar ultimul aliniat. Punctul 6, care spus la punctul 4, să vă pronunțați dacă, în funcție de ce a spus și domnul primar, dacă rămâne sau nu un amendament. Păi, dăm cuvântul doamna Sorina, care este inițiator, da. Exact. Dacă dorește să păstrezi în amendament punctul 4. Nu, având în vedere de domnul primar și doamna secretară, că avem posibilitatea să verificăm și cetățenii au obligația să facă contract cu o firmă specializată pentru aceste deșeuri rezultate din demolare, renunțăm la punct, ca să nu îngreunăm situația. Dacă vreți să votăm amendamentul cu aceste două completări, fără punctul 4 și fără ultimul aliniat, corect? Da, aliniatul este la... Care este la proiect? În finalul proiectului și... Ce este pentru acest amendament în forma discutată? Bun, aș mai avea o idee adăugat la proiectul pe care l-a supus aprobării dumneavoastră, discuțiilor deocamdată, urmează să-l aprobați. Deci la articolul 1, la obligațiile și răspunderile Consiliului Local al Comunei Măgura, la litera IF, deci se va achiziționa din bugetul local un număr de 30-40 bucăți de coșuri de gunoi stradale, care vor fi aplasate în Comuna Măgura, am zis că ar fi bine să adăugăm și 30-40 de bănci, pe care la fel să le amplasăm unde pe spațiu verde. Mai jos, de exemplu, de doamna Sorina, în față la Ardeleanu. La Ardeleanu, acolo este un spațiu verde. O zonă verde, are, cred că și o salcii pletoasă, ceva acolo. Unde am putea pune o bancă, două, trei coșuri. Unde oamenii ar mai putea să stea? Adică să mai dăm, să mai orientăm un pic și pe zona asta, nu neapărat de agrement. Dar din petrecerea timpului liber într-un mediu adecvat. O bancă, două, eu știu... Poate modul ăsta nici mai depozitează mai... Da, corect. Poate, exact cum spuneți dumneavoastră, poate cu ocazia asta oamenii se gândesc două ori înainte să abandoneze deșeurile. Având în vedere că asanăm niște zone cu un istoric destul de bogat în domeniul ăsta cu abandonarea deșeurilor. Așa... Și am zis că amplasarea lor acolo unde există posibilitatea, în afara carosabilului pentru... Acoperirea cât mai multor zone. Așa, și am mai trecut aici la articolul 12, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiilor, așa se fac de către primarul comune și împuternicița acestuia. Adică viceprimar, polițist local, vom vedea, prin dispoziții pot fi delegate astfel de disar. Corect. Atât am avut eu. Domnul vice, să stăteți la cuvânt. Este foarte bine venit de acest proiect de hotărâre. Problema e
este... Scuzați. Problema este în felul următor că... Scuzați. Degeaba punem noi amensul și pentru că până acum, de când este Consiliul Local Măgură, nu cred că cineva a dat vreo amendă. Iar dacă nu dăm amens, poate super unii pe aia care sunt certați cu legea și care nu respectă mediul și nu ne respectă, poate să super. Deci trebuie să amendați, pentru că oameni, sunt anumiți oameni pe care nu pot să-i numesc oameni, aruncă gunoaiele, nu știu pe unde apucă, varsă deșeurile de animale în părul unui gel și nu știu care. Degeaba noi facem. Aici trebuie prima dată și prima dată spus, doamne, să văd pe polițistul local un amens, sau asta domnul primar trebuie să face. Pentru că unii nu înțeleg cu vorba bună. Asta este și în toate țările astea civilizate, Spania și nu știu, totul s-a făcut prin constrângere. Pentru că oriunde mergem, găsim gunoaie peste gunoaie, în părâu, degeaba noi facem acțiuni civice și curățăm peste o săptămână, iar la loc, adică care mai de care face, vrea să facă, nu știu care, parlamentare de apă, îți duce sapă afară, ca și cum primăria nu există, adică noi avem problema cu respectarea legii și cu, și nu numai cu, nu noi, unii, care, aia care nu respectă legii, nu sunt amendați. Deci, noi aici trebuie să lucrăm. Apropo de asta, la punctul de vedere, la articolul 1 aliniatul 2 spune așa: controlele menționate mai sus se vor efectua lunar în fiecare sat de către primar cu viceprimar însoțit de consilierul local din satul respectiv. Este foarte, foarte bine. Sunt perfect de acord și mai mult aici aș vrea să vin cu o completare. Dacă putem să afișăm, să facem public un grafic în avans, zonele în care vor merge respectivii în luna respectivă. Și așa, făcând chestia asta publică, da, concetățenii noștri vor ști că vor veni niște controle și chestia asta s-ar putea să-i determine măcar pe unii dintre ei să fie proactiv și să o ia măsură preventivă, cumva, da. Exact. Exact. Și astfel, dacă noi publicăm acest grafic și ei află de chestia asta, când noi ajungem acolo și constatăm anumite contravenții, s-ar putea să fie mai puține decât ar fi fost inițial. Să ducem o sumă măsuri preventive, da. Exact. Să nu ajungem, să ajungem la ultima etapă aia. Dar cred că, așa cum spunea și domnul viceprimar, trebuie să aplicați sancțiuni. Se va ajunge și sunt foarte de acord și chiar credez pentru această măsură. Trebuie să aplicați sancțiuni pentru că sunt într-adevăr oameni care s-au învățat așa. Lasă că primarul o să îngăduie, că doar suntem din localitate. Domnul Vici o să mai spună și el două, trei, o să ne mustreze verbal sau, eu știu, personal din primărie sau chiar din consilierii locali. Nu se mai poate așa. Trebuie să efectiv aplicate sancțiuni. Așa cum le-am stabilit în regulamentul pe care îl avem aici, trebuie să aplicate efectiv sancțiuni. Chiar dacă unul se mai dea în judecată, că vor fi destui răzvrătiți care vor considera că i-am sancționat pe nedrept. Dar dacă nu luăm astfel de măsuri, nu vom avea nici rezultate. Vom nota tot prin gunoaie, tot prin, eu știu, prin rezultate din nepăsarea și din neglijența și din, nu știu cum să mă mai exprim, a unora care nu înțeleg că un mediu pe care ne-l dorim cu toții, trebuie grijă de toată lumea. Toți trebuie să avem grijă de mediu și de mediul conjurător, de spațiul în care trăim. Dacă nu facem lucrurile astea cu simț de responsabilitate, fiecare dintre noi, cu siguranță că nu avem niciun rezultat. Drept pentru care eu chiar plătesc mult. Sancțiuni drastice. Sancțiuni și aplicate. Avem polițistul local, o să-i dau prin dispoziție sarcina asta, să aplice efectiv amenzi fără niciun fel de rabat. Pentru că așa probabil vom avea și rezultate. Săi. Cum a spunea de tonoaie, de dejecție de animale, eu îi spun că sunt care Goreșul fost în Goreșul. Da. Și frecvent, mai ales când plouă sau când se umplă un pic râu, dau drumul la fosă. Deci trebuie urmărit în mod special. Nu-i corect. Există canalizare, sunt condiții de utilități, trebuie să racordeze toată lumea la canalizare. Nu să deverseze fosa în râu. Practic am primit acum revizii ca și consilieri, constatăm și să semnalăm aceste lucruri. Și apropo de lucrarea precedentă după amendă, s-a dat amendă până acum. Nu. Nu, dar măcar niște avertismente, până la sancțiuni, eu sunt de acord cu sancționarea, dar niște avertismente,
dumneavoastră, exact ce vă spuneam. Asta e bun. Lasă, primarul zice, 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 dar nu o să le amendeze. Eu zic că zic croim, din românești, zic croim că nu spune. Corect, acordăriște avertizmente și după aia o să ajunge și la sancțiuni, dacă e cazul. Da, bineînțeles că astea sunt progresive, vă dați seama că doar nu o să trecem la sancțiuni, v-am găsit pe ușul ăsta, dar un avertisment. Sunt măsuri din dreptare, nu, domnule, ți-am dat un avertisment pentru prima dată, ca să înțelegi că astfel, ceea ce faci dumneata, contraveniști lege și bunului simț pe la urmă. Dacă nu înțelegi, trecem la măsuri mai drastice. Punem la dispoziția lor locurile, să fie măcar să-i determinăm să colecteze și să depăteze corect ceea ce e din lucru. Da. Ce? În următoarea perioadă, dacă mă scuzați că mai era cine, domn Beroșca. În următoarea perioadă vom primi în cadrul contractului pe care l-a încheiat Soma cu pe zona ISPA, cred că zic bine, municipiul Bacău și cele 22 de localități, vom primi și containere, câte două containere de fiecare gospodărie, câte două tomberoane, cred. Două pubele, domnul Vigino, câte două pentru fiecare, da, pentru fiecare gospodărie. Pentru colectare selectivă. Sunt numai două, dar cred că e bine și așa. Până acum ne-am străduit și am asigurat cât am putut. E un pas înainte. Cât am putut din ce am primit la Soma să acoperim întreaga comună. Nu știu dacă reușim în totalitate, dar cred acum cu noua redistribuire a pubelilor să acoperim întreaga localitate, să nu mai fie nici discuții, pentru că discuții au tot fost veșnică, nu reușim să punem la dispoziție puberii. Domnul primar, dar oricum urmăm la cuvânt. Cei în caietul de sarcini, da, care au stat la baza licitației de care au câștigat cei de la Soma, scria 3 puberi. Nu, eu așa am primit informația, câte două puberi, așa știu și din caietul de sarcini. Ne mai uităm o dată, nu-i problemă. Ne mai uităm o dată. Dacă nu corespunde, facem ajustările necesare, facem adesea către ei. Mențiunea pe care vreau să fac eu vis-a-vis de amendamentul adus de doamna Sorina și cu care am fost cu toții de acord, la punctul 6 spunea că constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primarul Comunii Măgura. E greu să, ca domn primar să vadă tot ce se întâmplă în comună. Nu, aia a fost anulată. Păi nu, nu s-a anulat. S-a anulat doar contravenientul poate achita la punctul 6. Da, am făcut cred că se completează foarte bine cu ultimul articol. A spus de către primar sau persoane împuternicite de acesta. Așa. A venit cu completarea. Da. Vreau să fac o completare la ce a zis domn primar ca să nu se vină, dacă nu-mi place. Eu, de când am preluat mandatul zilnic, domnul primar și colegii știu, cam zilnic, cam de 2-3 ori vorbesc cu domnul Luse sau cu cineva de la Soma. Am putut să luăm 10 containere după ce am ajuns chiar la patronul firmei respectiv de asta, de deșeuri selective. Am făcut solicitare înainte să câștige licitația pentru 550 de pubele. Acum am vorbit ieri cu dumnealui și a spus că am vorbit și cu patronul firmei și l-a zis, domnul vice, am luat niște containere astea din țară și nu sunt așa bune și am adus din Grecia, pentru că alea sunt mai, chiar dacă sunt mai scumpe, sunt mult mai bune. Deci eu cred, dacă domnul Berușca știe că sunt 3, vom fi foarte atenți la contract și vom primi 3, dar eu zic că... Eu așa țin minte că am citit. Poate da, că vom primi doar două, da, containere. Doar două sunt intacționale care au la dumnealor. Eu, dacă vor fi 3, dar nu cred. Vă dați seama că nu cred că și-ar fi putut permite dumnealor să nu respecte un cai de sarcini. Măsuri eliminatorii, nu cred că intră în calcul așa ceva, dar verificăm și vedem despre ce e vorba. Adevărat că n-am mai primit containere în ultima vreme, nici nu aveam cum să primim, dumneavoastră erau licitații spre finalizare. Asta ar fi presupus să fie o investiție fără acoperire în termen scurt. Pentru că nimeni nu investește pe ultima sută, neștiind dacă va câștiga licitația în continuare. Acum vom primi pubelele astea și sperăm și alte... Eu știu alte facilități pe care dumneavoastră sunt obligați să le pun la dispoziție, conform contractului. Da. Să termini, Sorin, cuvântul cât mai n-apucat. Ce am reușit acum, gunoiul selectiv era la 2 săptămâni, așa era contractul, și i-am rugat și acum vin săptămânal să ridice gunoiul selectiv. Așa că, adică zic... E tot un plus, da? Ce v-am pus? Progres. Sorin, termin la mesele oprimi.
Se vorbește și două bugări și trei, dar trebuie să vă aduc la conștiință că sunt gospodării care n-au nicio bugări. Unde? Sunt gospodării care n-au nici măcar o bugări. Păi acum o să ai aici. Deci vor fi distribuite către toate gospodării după una, nu vreau de două bugări. Cu prioritate celor care n-au niciuna ar trebui să... Nu, noi nu dorim să acoperim pentru toată lumea, să cerem pentru toate gospodării. Vă dați seama că nu... Am înțeles, se spune. Da, da. Care n-au niciuna. Trebuie... Vedem cum ne organizăm la momentul respectiv. Eu am o neclaritate la articolul 1.e, care spune așa, colectarea deșeurilor și gunoaielor de la populație, de la agenții economici, să se facă de operatorul licențiat pentru servicii publice de salubritate, iar persoanele fizice și juridice să aibă încheiate contracte de prestări servicii. Adică eu, ca persoană fizică, ce contract trebuie să am? În condiții în care construiți ceva de genul, cred, la asta se referă, nu? Da. Nu știu. Operatorul trebuie să fie licențiat și vor avea contract direct cu SOMA. Da? Este vorba de cele contracte care... Zici ceva de persoane fizice și eu n-am înțeles. Persoanele fizice care vor avea încheiat contract separat vor fi cele cum e situația care am zis-o noi, pentru deșeuri din construcții. Nu ne asumăm noi separat pe taxa de salubritate, că nu acoperim. Noi ne-am dorit să aibă fiecare contract. Noi plătim taxa prin tarif, care este anual. Da. Pe deșeuri, că nu toată lumea face, va face contract separat, exact cum v-am spus, este document obligatoriu la autorizația de construire. Practic, categorii da, de persoane acceptate de la regula principală. Chiar apropo, domnul primar, nu se poate încheia contract. Dar o să fie prin va face conform documentației aprobate de dumneavoastră la licitație, care e foarte scufoasă, nu mai știu când. 2016, e foarte divot, nu, cred că e din 2016-2017. Da, și modificat undeva prin 2018, de ce mai fost modificat. Ceva de genul, da. Da, și la noi. Încearcă să găsești ceva, vezi, poate găsești ceva din... Dar o să... Da? În funcție de ce am aprobat atunci, când o să vină să ne aducă, o să verificăm tot ce scrie acolo. Bun. Să pun la vot cu proiectul, cu completările făcute de domn primar și colegi. Cine este dat? Avem abțineri sau votări împotrivă? Da. Mai avem 5, da? Punctul 5. Pentru aprobarea cesiunii. Un contract de concesiune, bănuiesc că ați văzut material, ar vrea cineva să scrie la cuvânt? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri sau votări împotrivă? Nu. Dacă aveți ceva... Mai este ceva de discutat aici, ați văzut că avem acțiune în instanță, dumneavoastră ar trebui să fiți și de acord să formulăm răspunsul. Că s-a aprobat și să renunțe la acțiune. Sunteți de acord? Va trebui semnat și... Eu trebuie să obțin că sunteți. Eu v-am înainte de ședință, doamna secretar, și nu cred că să rămână și înregistrată. Ei n-au depus, niciodată nu au ajuns în Consiliul Local acest proiect de hotărâre, nu? Da. Atunci, din cine au dat în judecată? Așa au considerat ei, nu știu de ce. Orice dată în judecată, da, eu vreau să vă spun, domnul Berușcă, haideți să vă dau un răspuns. Avem o grămadă de adrese de la o persoană de pe strada Vâlcelii, venite de la un partid, nu-i dau nume, că nu se face, de la prefectură, de la alte instituții ale statului, în care ne acuză că noi nu le punem la dispoziție nici documente. Deși le-am pus la dispoziție și expertului venit de la instanță, indicat de instanță, și avocatului personal al familiei respective, da? Care să judecă cu o persoană care nu are calitate. Adică despre ce vorbim? Adică omul nu are nicio treabă. Odată judecată cu cineva care nu are nicio treabă cu problema lui. Exact ca și noi. Și vă mai mirați. Adică să te dea cineva judecat, acum e foarte simplu. Ai, nu ai legătură cu problema? Nu contează. Te dă judecat. La modă, exact, exact. Se respinge la primele termeni pentru lipsă calitate procesuală. Exact, exact. Păi cred că aici o să ajung. Deși fac o grămadă de intervenții care sunt la locul lor, sincer. Da. Nu-i răspuns, se consideră cumva că nu
nu acorzi atenția cuvenită solicitărilor venite de la, de la cetățean. Cam așa e. E verificat, construcția există, unii vorbim de chestiunea asta, nu? Chestiunea contractului, nu? Din chestiune. Da, este contractul de vânzare temporară, notarul are obligații să verifice extrasul de carte funciară și tot ce scrie acolo, da? Și notarul. Și după aia... Adică datul ăsta a judecat-o de menit o modă și cu... Dar e în probleme, din ce în ce mai multe. Și o să avem probabil schimb metalbac, discuții vis-a-vis de solicitări de autorizare de construire și de certificate de urbanism. Ce zona este concesiune? Adică peste tot o să avem intervenții de genul ăsta. Exact cum spunea domnul colonel Chitic, parcă e la modă. Cineva are o problemă, se adresează direct instanții. Da. În primar, în ce zona e? Acolo unde a fost vis-a-vis de Chiper, casa aia, acolo? În zona, da, da, în zona respectivă, da. Despre casa respectivă, nu? În zona respectivă, da. Aia care e făcut din pământ de lut? Nu. Da, sunt și din astea de lut. Urmează în luna, cred că în luna iunie, doamna secretar, să luăm la perea toată zona aia, să vedem efectiv ce vom face, cum vom face cu cei care au construit, care nu și-au dus la îndeplinire contractele și să le scoatem în anumite condiții, bineînțeles, cei care au autorizații și procese verbale de recepție, să scoatem terenul ăla la vânzare. De scoate la vânzare au trecut 25 de ani și aproape au ieșit din perioada de concesionare. Iar noi nu mai putem valorifica mari lucruri de pe ele, ca să zic așa, decât în continuare impozit și... Care nimic atat. Da. Ori terenul rămânând în sarcina noastră. Nu știu, dacă omul stă deja de 10 ani, de 15 ani în casă... La prețul care este pe piață astăzi și costă oricum. Siguranță în baza unor evaluări. În baza unor evaluări făcute... Pe Rafael, iarăși că se nu știu dacă va veni, dar oricine vine, prima dată întreabă de concesiune. Poate oricând să apară. Și o mare problemă. Trebuie indexate anual. E migalos, să știți. E migalos că... Eu zic că toți va fi de acord să le vindem, să facem bani pe ele. Da. Există o hotărâre. Există oameni acolo, e clar treaba. Există o hotărâre din 2013. Da, nu mai este. Nu mai este că s-a schimbat legea. Va trebui să luăm o hotărâre vis-a-vis de scoaterea la vânzare, a procedurilor, exact cum vom proceda, la prețul peții, cu evaluări, cu toate astea. Cine dorește să le cumpere, să le cumpere. Da. Dacă mai sunt și alte probleme de semnalat? Da. Avem un mic capitol de discuții? De diverse. Eu vreau să întreb vis-a-vis de contractul de apă și canalizare. Unde plătesc și cui plătesc? Am două contracte. Am primit contractul. Da? Cine vine să citească apometru? Sau cum se procedează? O să vedeți în locul persoanul care se facă și lucrul ăsta, dar puteți să impunzați la sudatele astea. La fiecare contract avem și numărul de telefon, nu și numărul de mobil a persoanei, eu știu, a gospodarului respectiv. Și cred că o să trimitem și noi, o să facem un program cumva, să trimitem efectiv informări de genul. Chiar să nu mai transmite și dumneavoastră indexul, exact cum se face. Transmite indexul, noi o să facturăm la 6 luni de zile să facem o actualizare. Da, exact ceva de genul. Să mai avem posibilitatea să plătim online? Ba da, cred că aveți posibilitatea. Online? Da. S-o făcut ghișeul.ro? Nu, online, nu este gata. Dar online nu înseamnă când doar ghișeul.ro. Asta se fac pe internet banking. Da. Asta înseamnă să iei o factură. Transfer bancar. Nu, dar putem face pe... Doamna secretar, dacă noi avem cont separat aici, posibil să vorbim cu domnul ăsta din odată programul, posibil să găsim posibilitatea. Adică este separat ghișeul.ro. Ce fac? Prin, cum să zic eu, să se afișeze, o să afișeze pe site-ul primăriei contul pentru plata apei și se poate face de orice parte. Să faceți plata în cont, da, corect. Oricum va fi separat. Avem făcut un an, populația nu știe, e demusolată, nu știu unde să plătească, la ora actuală, de înșeață. Fiecare are pe cineva care, băi, plătește și îmi scrie. Un mic anunț pe site. Cine se ocupă de apă și canalizare în rețeaua online, cu e-mail-uri? Că sunt oameni, domnule, am semnat, nu mi s-a trimis contractul.
Cine se ocupă? Da. Cine primește? Primește viceprimarul? Sau cine primește? Domnul deci, aș vrea să lămuresc, am, sunt foarte, foarte mulți oameni care au adresat o grămadă de întrebări și vreau să răspund la ele. Deci, una dintre ele, de ce să ne transferăm la apa, că dacă apa se scumpește. Păi ne transferăm pentru că știți foarte bine asta, că apa este a Consiliului Local din 2018 sau din 2017, de când a pierdut SECEI Golden licența de furnizare. Acum ar trebui să o punem, această hotărâre a Consiliului Local în aplicare, pentru că nu s-a putut. Atunci l-am dat în judecată, l-am apărat, l-am dat în judecată, au pierdut. Asta este, deci viața merge înainte, acum apa este a Consiliului Local. Deci lumea trebuie să vină să încheie, adică nu este o chestie de ala facultativă, nu. Nu, toată lumea trebuie să vină la primărie să încheie contractele. Cei care nu pot, din motive de sănătate, bătrân, așa, să ne contacteze prin orice mijloc, prin telefon, prin poate e-mail, nu știu care, și cineva de la noi, din primărie, o să fie designat să meargă să încheie. Asta e întrebarea ta la contract. Oameni din comună spun că ți-o trimis ție pe mail contractul și nu iei răspuns. Aici e întrebarea. Hai să facem o adresă de mail strict pentru apă și canal. Băi, și de aia pentru te adrese din mail nu a existat o persoană pe care nu i-am răspuns. Nu există. Deci o singură persoană nu știu. Toate persoanele, prima dată când vin la primărie, prima dată și prima dată verific e-mailul, scot aia care au trimis contractul, dacă ai o persoană anume, te rog să spui și îți spun că... Când după ședință. Cine, doamna Stoica? Nu, nimic, domnul Puslaru. Domnul Puslaru a trimis, contractul a fost la domnul primar, l-a semnat... Deci eu am trimis... Nu am primit confirmarea că s-a ajuns, a ajuns mail-ul la primărie. Bună ziua, am primit. Cu domnul Păstaru am vorbit personal și la telefon și am spus contractul aici. Cu domnul Păstaru la un moment dat zic, doamne, vin să trebuie să semnez pentru primirea contractului. Și că eu nu vin, doar dacă îmi trimis un jurat, atunci am să vin să se aduc contractul. Dacă cu domnul Păstaru. Acum... Eu cred că găsim soluții da. De care deci, nu facem. Să nu știu de care. Deci nu există nicio persoană care m-a trimis e-mail sau a trimis fie viceprimar. Era datura mea să spun omul m-a informat și a zis că să-ți spun foarte probleme. Foarte bine și de asta am... Dar nu înțelegi că te vrea neapărat în vizită. Ce nu ai nicio problemă, deci voi călca. Așa. În vizită, adică să nu se înțelege. Încă o chestie. Prețul apei nu se schimbă. Deocamdată, nu se schimbă. Deci apa este... Cum este în anexa 3, în contract, se scrie clar că apa este... Ai indicat nici problema. Ești înțeles. Prețul nu poate fi modificat decât în baza aprobării ANRSC-ului. Adică oamenii și închipuie că noi putem modifica prețul așa cum dorim. Mâine solicităm noi așa către cetățeni să îi plătească o sumă încă o dată la prețul apei de astăzi. Nu există. Prețul este aprobat, cred eu, prin hotărârea ANRSC-ului din 2011, doamna secretar, nu? Din 2011 ne-a modificat de atunci. Orice altă modificare a prețului se face tot cu motivație temeinică și aprobată de ANRSC. Nu, adică nu poate oricine să intervină oricum și oricând asupra prețului. Deci mai este o chestie. Aș vrea să trag un semnal de alarmă și vă spun că s-au făcut foarte multe extinderi, branșari, fără să facem alte surse. Da? Deci, pe lângă asta sunt foarte mulți care sunt acordați, ca să nu zic așa, la sistemul de apă și nu sunt declarați. Adică, în această vară, trebuie toată lumea să vină să încheie contracte. Adică nu există unul care, ce a fost, a fost, acum apa este la noi și, îmi pare rău să zic, furtul de utilități se pedepsește prin lege. Asta este. Deci sunt foarte mulți. Ca să rămâne și filmat, eventual face și publică.
Ce facem? Să faceți public perioada lunii în care transmitem indexul și unde? La primărie, pe mail, pe WhatsApp. Am vorbit cu fiecare persoană în parte și am scris pe fiecare persoană care m-a contactat, am zis că trebuie să vină cu buletinul, cu cartea de identitate. Indexul, nu contract. După ce faci contractul, contractele... E bine ridicat un problemă. După ce faci contract și trimite indexul, da? Nu mai plătești nicăieri. Deci el de la acest index va fi taxat. Iar cei care... Exact. Nu mă contează. Deci oricum îl taxăm de la acest index. Iar dacă vom fi... Unde se trimite indexul? În programul pe care l-am accesat. În programul pe care l-am accesat trebuie să fi făcut o facilitate de genul ăsta. Să trimitem mesaje interactivi sau cum se cheamă, imediat la toată lumea, din baza de date. Vă solicităm să transmiteți indexul și fiecare să transmite indexul. Perioada de transmitere, aveți până pe data de. Exact, și atunci noi facem factura. Prima dată trebuie implementat programul, da? Exact. Eu am indexul, dar de la o anumită cifră. Eu de acolo iau. Acum, dacă îmi trimite un index mai mult sau mai puțin, oricum, ca la curent, o să facem regularizare sau nu știu. Adică nu este o problemă. Eu știu de unde plec. Deci nu asta este problema, că oamenii trebuie să înțeleagă, să vină cât mai repede, ca să putem face investiții în sistemul de apă. Pentru că știți cum este. Acum apa e la noi, altul încăsează și nu știu ce și... Să sperăm să termină cât mai repede, ca după aceea să avem un acord regulament clar, ca lună de lună să știm când și cum dăm indexul. Pe parcurs o să le mai aranjăm, să le punem din mers așa pe căprărină. Data limită am stabilit o dată de 1 iunie. Asta nu înseamnă că dacă unul vine pe 2 iunie, tăiam capul, da? Dar este un rugament să vină toată lumea până la 1 iunie. Nu știu dacă o să vină așa, poate sunt unii neinformați, toată lumea... Așa. Eu vă mulțumesc, mai am de spus așa, având în vedere că avem o acțiune foarte importantă, vă dați-mi voie, vă rog să mă retrag și eu și cu domnul Chitic, dacă vreți să domniți. Am și eu două întrebări, am stat cu domnul președinte. Domnul președinte ne-a aprobat, da? Să ne trăiți. Bun. Aș vrea să-i propun domnului primar și colegiilor consilieri. Da. Stați-le noastre de autobuz, arată jale, domnul primar. Ce? Stați-le de autobuz. Arată jale. Haideți să facem un fel următor. Să achiziționăm stinghii de lemn dintre alea frumos, că se pot adapta pe exterior. Am văzut modele la alte primării. Să le îmbrăcăm puțin cu grinzi de lemn dintre alea, șipci de lemn frumos vopsit de date cu baieți. Îi dă mai multă rezistență decât policarbonatul. Este foarte bine ce spui tu. Am cumpărat policarbonat, îl avem depozitat în cămin la Soodol. Să schimbăm policarbonatul care este într-o stare de uzură avansată, spart, deteriorat. Și atunci se extinde sistemul de supraveghere pentru fiecare stație de autobuz în parte. Da. Nu știu dacă vor reuși chiar pentru fiecare stație în parte. Deși pe zona de... Va trebui să lucrăm un pic și la baza de stocare, care nu permite mai mult 36 de camere. Poate mă lii, dar arată, credeți-mă, jale în stațiile de autobuz. Asta e o problemă. Dacă aveați un asta în calcul, ăsta e un lucru bun. Ne suntem având în vedere că am făcut amândoi Pfizer, vedeți 5G-ul funcționează. Ca să lăsăm râsul deoparte, în ce stat ne-a făcut grădința din Crihan, în primar. Când s-a apucat de treabă de grădința din Crihan? Firma care câștiga licitația acum 94 luni. Da. Am să vă întreb în fiecare ședință, vedeți-vă, fără să vă spuneți. La care te ducea la un om, întrebați, s-a făcut din luni. S-a făcut din luni acum? Luni, da. Deci la următoarea nu mai întreb. Deci, haideți să vă, dacă tot suntem. Deci nu-i rea voință, nu-i rea credință, nu-i nimic altceva. Am fost în situația în care efectiv aproape renunțați ceva. S-au scumpit ferul, s-au ridicat alea. Până la urmă am înțeles într-un final, domnule, trebuie să o scoatem la capăt. Trebuie să o scoatem la capăt. Acum lucrăm, dumnealui își face niște asigurări pentru... Grație de bună execuție. De bună execuție, care a expirat între timp, care a expirat într-adevăr între timp și de luni, de luni, de temenic la treabă. Bun.
Asta eu zic că e o veste bună pentru toată lumea. Sincer, și mie mi-e jenă uneori, bă, un an de zile aproape, de când am demarat cumva și n-am reușit. Da. Mai trecut sunt din mult timp acolo prin zonă și mă întâlnesc cu persoane în comună. Băi, ești nebun, ai văzut că au ajuns deja, o terminat cu fundația, o ajuns la nivelul 2, cu grădinița. Mă iau ca prostul, mă urc în mașină și mă duc acolo. Și bineînțeles că nu era nimic. Mi-am luat-o, înțelegeți? Și asta să vă întreb. E foarte greu cu Foarte greu. Sunt licitații la care nu se prezintă nimeni. Nu, eu nu știu. Eu zic că până la urmă e bine că l-avem și constructorul ăsta cum avem. Dacă o zic că din luni se apuc, eu chiar îl cred. Vine fiecare zi la primărie, am completat tot ce trebuia completat. Am dat ordin din începere. Foarte bine că m-ați întrebat. Am încheiat procesul verbal de recepție. Se lucrează foarte intens la Delgaz, la Bacău, pentru întocmirea documentației, care urmează să fie trimisă la ANRSC. Săptămâna asta nu cred. Pe luni, marți, ar trebui să fie gata toată documentația. Deci începe, ai făcut adugări? Tot, absolut. Tot. Deci îți spun în președință, anul ăsta, să ai doar cetățenia dacă... Eu zic că cel târziu, într-o lună de zile, maxim, într-o lună de zile, avem gaspițeamul. Adică nu sunt motive. Recepția e făcută. Delgazul lucrează la documentație, s-o trimit la ANRSC, nu... După ce treci de ANR, presupun că vom lucra la cel de extindere, da? Știți cum? La ANR, pardon. Da, după ce se termină cu asta, putem face proiectul de extindere. De asta și stăm pe loc cumva, cum suntem legați de mâini și de picioare, până obținem avizul ANR. După ce avem avizul ANR, trecem imediat la proiectare pe... Ce e 5,2 km. Eu zic așa, să încheiem un contract multianual pe 2 ani. Anul ăsta, eventual și la anul, și să prindem ăștia 5,2 km au rămas pe toată comuna și să extindem o dată și să încheiem pe cheltuiala noastră. În 5 ani de zile vom primi bani înapoi. Dacă așteptăm după Delgaz, să ne programeze într-o investiție proprie, cred că durează extraordinar de mult și nu cred că e în regulă. Sunt foarte mulți doritori, mai ales în satul Nou Crihan și nu numai acolo, peste tot. Oamenii își doresc confortul ăsta, da. Asta e tot. Alte întrebări, dacă mai sunt și dacă mai dorește cineva, știu, lămuriri vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Am câștigat și proiectul ăsta cu iluminatul public. Nu știu da, felicitări, da, am văzut. Cu iluminatul public în comună, urmează să semnăm contractul. Cred că în, eu știu, într-o săptămână, două, sperăm. Să vedem când primim comunicarea. Am primit comunicarea de la dumnealor, dar când ne mai furnizează noi date pentru semnarea contractului. Licitații și execuții, acolo nu cred că... Eu zic că până în toamnă târziu ar trebui să se întâmple. Nu, lucra și nu ea, cred că... Nu doar un montaj. Nu cred. Va fi de stăpânăstăr sau? Urmează studiile de teren. După studiile de teren poți să faci proiectul tehnic și DTAC-ul. Apoi, fiind pe procedură de licitație, durează. Cu siguranță... Interesul nostru până la urmă să facem treabă. Nu sunt piedicați de condițiile meteo, măcar atât. Da. Altceva cu porul, suntem avansați și acolo, suntem în evaluare. Pe data de 3 iunie avem o... Proiectul cu sala de până pe 10, da. Pe 10 iunie suntem programați să vină la vizita în teren. Dumnealor să vadă terenul aici, la unde va fi amplasat sala de sport. Eu zic că suntem avansați. Dă Dumnezeu, poate și în toamna asta să avem și contractul de finanțare semnat, poate și ne apucăm de licitații. Vedem. Da. Vedem. Adică, ce va pare s-au făcut? Și căminul aproape finalizat. Da, sunt aproape de finalizare. La școala de la Crihan se lucrează intens. Interiorul e făcut tot. Mai trebuie să depus doar parchetul. La exterior aveau plafoanele depus, ceva scările pe spate. Mai... Pentru împrejmuire la școala Crihan o să trebuiască. La drum acolo e o lucrare un pic mai serioasă, ca să spun așa, că trebuie făcută cumva în gen zid de sprijin, pentru că presiunea va fi pusă. Da. Lăsați o leacă de deschidere, nu să facem cu gardul în stradă, cu mulci pe strada școlii.
Să lăsăm o leacă deschidere să aibă vizibilitate pe stânga când iese mașina. Că așa dacă vine cu gardul de iertă, nu-i din 90. Dacă croim, dacă croim un gard nou, cu siguranță vom lua în calcul toate aspectele astea. Asta nu au spus-o cei pe strada școlii. Da, da, da. Da. Adică foarte, foarte important acolo. Că pe strada școlii, dar e, da, să ia stânga dreapta acolo cu... Da. Ei, în... Acolo ați început un proces cu proces de dezvoltare pe corpul ăla de clădiri care erau... La Sohodol? Da. Am făcut intabulare, am făcut tot acolo. Nu știu dacă astăzi au achiziționat expertiza. Trebuie expertizate și clădirile astea pe care le demolăm. De cheltuială în plus, dar trebuie și făcută. Este necesară la documentația care se înaintează către Ministerul Educației. Că numai cu aprobarea lor sunt scoase din circuit clădirile astea. Cum? Da, da. Da, atelierul școală și școala de la Sohodol. Și la grădinița din vară, acolo, cu locul de joacă, mai facem ceva? Locul de joacă, da, aveam în planul, în anul ăsta aveam un loc de joacă de făcut. Și am zis că ar fi bine, dacă tot facem asfaltul pe Armano acolo, să facem și un loc de joacă, să poartem mulți copii acolo. Nu e zonă inundabilă, nu avem niciun fel de probleme și cred că putem să-l amplasăm în perimetrul școlii. Exact în incinta curții, acolo, în curtea școlii. Împrejmuit acolo, zic, da, 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 împrejmuit în curtea școlii. Am mai făcut ceva discuții și pe la API vis-a-vis de terenul din coturi. Încerc să scot doar zona de intravilans, încercăm să o scoatem la cot pentru scoaterea cumva de sub zona, de sub inundații, de sub cota de inundare. Adică să o împrejmuim eventual, să împrejmuim toată zona asta pe care o ridicăm. Dar va trebui să trecem cu buldo excavatorul nostru să vedem ce posibilități avem să ridicăm doar zona respectivă. Proiectul de asfaltare de CNI, cei 8,2 km? Proiectul de asfaltare în evaluare la CNI ar trebui să fie semnat săptămâna asta până la sfârșit de directorul CNI. Faza de PTH, vă referiți, nu? Nu, nu e faza de PTH, nu. Nu, nu, nu. Nu e faza de PTH, păi asta o să aflați dumneavoastră, doar trebuie să mai dăm o tărâri de consiliu. A, da, nu fost în... O să dăm, sigur, 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 da. Și strada Armanului, în ce stadiu se trebuie? Strada Armanului se lucrează intens la Gabioani. Se lucrează la Gabioani, la Zâna Chiuțu, acolo. Sunt făcute, cred că, 1, 2, 3, 4, 5 podeții. Mai urmează la zidul de sprijin la acolo, la... La Marinela acolo? Sau... Da, la Marinela acolo, la Neaxu. Acolo e lucrare un pic mai, mai hotărâtă. Dacă e zid de sprijin cu întreruperi, o să facem cale de acces pe stânga imediat în coborări acolo. După care trece la asfaltare. Eu zic că maxim 2 luni de zile ar trebui să fie aranjată strada. Este o lucrare bună, mai ales pentru cei de acolo care nu au avut niciun fel de... de utilități niciodată. Da. E... Da. Da, da. Da. Și cazul ăsta. Am trecut indicatorii la CNI. Ba da. Am aprobat indicatorii. Indicatorii, dar nu... Proiectul tehnic asta nu e gata proiectul. Nu, este proiectul scump, că e 8,2 km. Sunt niște praguri, domn Berușcu, la până la 7 milioane, peste 7 milioane intră și în CTE la minister. Proiectul nu mai scump, 8,2 km nu încap în banii ăștia. Și atunci mai durează. Dar suntem și acolo bine. Da. Mulțumim.